Reprezentanții Regiei de Apă împreună cu inspectorii constatatori din cadrul Serviciului de Valorificare a Centrului Zonal Vest au constatat că la o societate comercială de pe strada Republicii debranșată în urmă cu un an exista alimentare cu apă. Potrivit societății Raja, agentul economic s-a branșat în mod abuziv. S-a constatat că la fața locului utilizatorul respectiv s-a rebranșat abuziv. Considerăm deocamdată noi acest fapt ca fiind un furt care ne aduce prejudicii societății și vom proceda la întocmirea unei plângeri penale pentru administratorul societății respective, iar instanța se va pronunța. Reprezentanții societății spun că verificările continuă și fac apel la cetățeni să nu recurgă la un asemenea gest. Vreau să anunț și pe această cale utilizatorii și beneficiarii serviciului nostru să renunțe la aceste practici care la un moment dat s-ar putea să coste mult mai mult decât e cazul. Tot în această perioadă, persoanele fizice, juridice, dar și asociațiile de proprietari care înregistrează debite și au fost avizate vor fi debranșate de la rețeaua de apă și canalizare.